În această dimineață, aproximativ 50 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova desfășoară o razie de amploare în stațiunile Azuga, Sinaia și Bușteni, având ca scop combaterea faptelor cu violență din mediul stradal. În activități sunt angrenați polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Prahova, polițiști de ordine publică, rutieră, investigații criminale, aceștia fiind sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova. Dispozitivul acționează pentru depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, combaterea traficului și consumului de droguri, precum și pentru depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice. Acțiunea de astăzi face parte dintr-o serie de măsuri luate de Poliția Română pentru a asigura un climat de siguranță și a descuraja orice activitate infracțională.